Dragi iubitori ai istoriei locale, bine ne-am regăsit. Astăzi, ulița Mare Boierească. Centrul Cultural Pitești revine ostinat asupra istoriei locale, deoarece în secolul 21 istoriografia a luat amploare, da? Avem documente clare care coboară în timp și ne dau un stop cadru perfect, da? Rezonabil, intuibil și se cere cu necesitate din partea cercetătorilor, da, popularizarea descoperirilor lor, sunt adevărate descoperiri, da, o întoarcere în timp, nu ține numai neapărat artistic de un SF, ci este, mai ales pe document, este o invitație foarte apetisantă, această coborâre în timp, o invitație la cunoașterea cu adevărat a trecutului local și a viețuitorilor care, de fapt, au durat acest oraș în timp. Astăzi, ulița Mare Boierească. Mai precis, cartierul rezidențial al Piteștiului, el dă, de fapt, în timp, dă evoluția orașului însuși, este o pledoarie a noastră pentru redescoperirea celor mai selecte cartiere piteștene medievale, unde patriciatul urban, de fapt, zidește și își demantelează destinul civic, urban, zi de zi, da, în orașul nostru. Este vorba de secolul 18-19, da, avem documente clare din această perioadă și intuim în timp, da, avem două mari biserici piteștene, cele mai vechi, de fapt, exact în acest areal, pe ulița Mare Boierească, da, este prima terasă după Argeș, da? Fost oraș Pitești mediev, acum nu se mai, da? Suprasarcina blocurilor nu mai poate oferi, ele nu se mai întrevăd, cele 5 terase ale Piteștiului, maxim 3 se văd, 2 și jumătate de fapt, da? Sunt cartiere unul peste altul pe aceste terase, este un oraș terasat. Chiar un prieten din Oradea, acum câteva zile, îmi spunea că, da, Piteștiul este un oraș foarte frumos, este un oraș, bine, oraș, ce a mai rămas din vechiul centru urban, medieval, da? Are un ritm al lui, da, și o proporție, dacă ne gândim la firul imaginar dintre vechile biserici piteștene, da, ne dă vatra urbană foarte bine, da? Putem să o intuim foarte clar și în urma cercetării, repet, putem să vedem cu adevărat, da, viața de zi cu zi și destinele înaintașilor noștri piteșteni. Avem în privința uliții, că de fapt așa este, ăsta era genitivul medieval, da? Uliții Mari Boierești, avem trei mari surse istoriografice, izvoare clare, absolute, pot să spun, da, care oferă cercetătorului și numai publicului larg, prin noi, oferă Piteștiul începutului de secol XIX, îl oferă într-un fel pe tavă. În primul rând avem pomelnicul, cel mai vechi pomelnic piteștean, am scris în revista Centrului Cultural Restituiri Pitești. Am scris acum câțiva ani un articol despre cel mai vechi pomelnic piteștean de la o biserică piteșteană, bineînțeles. Este vorba despre pomelnicul metocului episcopiei Argeșului. Fiecare episcopie, bineînțeles, avea în cadrul orașelor ei, jurisdicției lor, avea un metoc, bineînțeles, în cadrul metocului exista și o mică bisericuță, un paraclis, aici la Pitești a fost paraclisul Buna Vestire, este vorba despre fostul metoc al Episcopiei Argeșului de pe locul actualei case a sindicatelor, în sesizarea doamnei arhitect Eugenia Greceanu, care a dat probabil cea mai bună carte a Piteștiului medieval, ansamblul medieval urban Pitești. Deci, pe locul casei sindicatelor a fost o biserică. Bineînțeles, Piteștiul, repet, am mai spus și în alte emisiuni, este probabil, da, din păcate, este în topul orașelor care și-au demolat, din păcate, bisericile. Avem Sfântul Nicolae demolat, avem Buna Vestire Greci. Bine, nu demolat, mă scuzați, paraclisul Buna Vestire al metocului episcopiei, nu demolat de comuniști, ci de pe vremea lui Carol I. Avem tot așa o biserică demolată în 1899 pe locul Muzeului Județean,
schitul Buliga. Avem biserica luterană, bineînțeles, în al doilea război mondial. Și avem, da, biserici bombardate, da? În 1944 o bombă a terorului, ca așa am găsit în arhive, teroriștii anglo-americani. Bine, acum noi suntem cu ei, de atunci erau niște teroriști. O bombă cade exact pe mijlocul Sfântului Ilie, da, o distruge definitiv și una pică exact în fața catedralei Bisericii Domnești Sfântul Gheorghe și o zgudie nu neapărat absolut, dar a fost zgâlțită puternic. A fost crăpată considerabil. A fost reparată după aceea, în 56. Deci avem într-un fel neșansa ștergerii din memoria urbană și arhitecturală a unui oraș atât de vechi, atestat în 1388, deci această cifră, acest numeral nu este unul energetic, este într-un fel brandul nostru ca oraș. Bineînțeles, Piteștiul ca oraș de confluență este cu mult mai vechi decât prima atestare. Un oraș viticol, un oraș de troc, un oraș în care se observă că, de fapt, vatra lui, prima vatră, este pe prima terasă, da? Este, într-un fel, arealul acestei vechi, probabil cea mai veche stradă, uliță, da? Că este vorba de Evul Mediu, uliță medievală piteșteană, ulița mare boierească. În catagrafia stânjilor din 1831, primul act al Arhivei Primăriei Pitești, avem de fapt, un dosar foarte prețios, este pur și simplu un stop cadru unic al vechiului Pitești, la 1831, bineînțeles, rușii vin și ne obligă, prin regulamentele organice, să scriem tot ce se mișcă în țară, da? Și de acolo, din cauza, datorită, din cauza lor, între ghilimele, că noi nu iubim într-un fel pe ruși, bine, nu pe toți, da? Mari dramaturgi, poeți, scriitori, pianiști, compozitori și mari generali, da, din istoria militară, universală, dacă pot să spun așa, au fost ruși. Însă nu putem să uităm 1740, atunci când teritoriul românesc, era Moldova acolo, între Nipru și Nistru, atenție, Nipru și Bug, mă scuzați, da, Nil iau, nu putem să uităm 1791, Transnistria, da, între Bug și Nistru și nu putem 1812, ruperea tragică a jumătății moldovene numită Basarabia. Că se închina și turcul, era să zic, se închina cu două mâini de lăcomia rusului, da? Că rușii vreau să ia până la Siret, apropo, vreau să ia și mai mult decât jumătate din Moldova. Da, bine, s-au oprit pe Prut. Repet, rușii ne-au modernizat, da? Regulamentele organice sunt probabil prima noastră constituție și de acolo ne hrănim și noi cercetătorii din ce au lăsat strămoșii noștri la comanda rusească. Această catagrafie din 1931, repet, primul act al Arhivei Fondului Primăriei Pitești, ne oferă pe tavă ulița Mare Boierească. Aici sunt sute de nume, da? Mahalaua Târgului de Sus, Plasa Grecilor, Vopseaua Galbenă. Toate orașele medievale erau împărțite foarte pragmatic în culori. Aici, la noi, în prelegerea de astăzi, este vorba despre două culori, culoarea galben și culoarea roșu, adică exact centrul Piteștiului medieval. Cine stă aici? Bineînțeles, târgoveți, mai puțin târgoveți. Târgoveții stau în zona de roșu mai mult, da? Zona supusă taxării de către stat, de către domnie, cu mult mai mult decât zonele acestea rezidențiale, adică mai înspre Sfântul Gheorghe, mai înspre centru. Acum centrul s-a mutat. La noi este, mai ales după sistematizarea comunistă, centrul Piteștiului este în zona lui Sfântul Gheorghe. Și oricum aici era marea piață, Sfântul Gheorghe numită, după aceea piața Episcopiei. Însă, în secolele 14-15 avem centrul Piteștiului spre Buna Vestire Grecie, adică Sfântul Mina de astăzi. Avem deja, fac o mică digresiune, avem câteva volume foarte prețioase, registrele vigesimale ale negustorilor din Sibiu, care arată că la Pitești, da, arată cu cine făceau ei afaceri, negustorii sibieni, bineînțeles nemți, sași, jvabi,
și bineînțeles și maghiari, da? Cu cine făceau comerț? La Pitești făceau cu grecii din Pitești, da? Și avem chiar la începutul secolului al XVI-lea greci în Pitești. De aceea, într-un fel, îi se spune Sfântului Mina, Biserica Sfântului 1564, îi se spune Buna Vestire Greci, pentru că acolo probabil că rezidau grecii. Minoritățile sârbii, bulgarii, grecii s-au simțit foarte bine la noi. Domnia i-a încurajat să vină. Și, într-un fel, ei erau, da, patriciat urban care ridica în sine orașul. Revenim la catagrafia din 1831. Este o descindere perfectă în timp. Avem proprietățile lui. Ioan Budișteanu, medelnicer. Pitarul Nicolae Negulescu, vistierul Mihai Popescu. Postelnicul Anton Povarnagiu, logofătul Gheorghe Furduescu. Șătrarul Gheorghe Butculescu, răposatul slujer Nicolae Popescu, postenicul Micescu, casa răposatului Nicolae Țăcălie, medelnicul Ioan Budișteanu, care va repara, de fapt, Sfânta Vineri, hanul Hristi Pârlitu, Hagi Țenea, care Hagi Țenea este Hagi, se dusese la Ierusalim și se... Da, venise toți oamenii medievali, bineînțeles, omul era mai religios atunci, sau poate nu, decât acum, există oameni religioși și în secolul acesta robotizat, se întorcea de la Ierusalim, ca și astăzi, da, cu titlul acesta, bineînțeles, decorativ de Hagi, de sfințit. Hagi Țenea este titlul Bisericii Sfânta Vineri. Coctitorul, da, a mai avut un ctitor. El a început, după aceea s-a retras și îmi scapă numele ctitorului de la Sfânta Vineri. Clucerul Constantin Lărescu, medelnicerul Iordache Stereopol, Pârcălabul Dumitru. Da, nume, de fapt, observați și literar și muzical, aceste nume, aceste ranguri vin și aduc un plus de patină, da? Și ne garantează nouă, într-un fel, afirmațiile. Stolnicul Constantin Bucșănescu, Pităreasa Drugănească, vistierul Ștefan Frunzescu, Ion Dascul Gușoiu, slujerul Nicolae Popescu, slujerul Constache Ticveanu. Din Ticveni vin și micii boieri brătieni. Ei vor face o carieră foarte foarte precoce în secolul al XIX, în prima jumătate a secolului al XIX, însă vor da României, vor da, bineînțeles, da, prin aportul lui Carol I, vor da României două figuri de seamă ale politicii noastre și ale identității noastre moderne românești, Ion Brătianu și fiul lui Ionel Brătianu, da? Prim-ministri ai României, da, este într-un fel, dacă stăm să ne gândim, bine, necropola lor acum este în fostul județ Mușce, la Ștefănești, însă prima lor necropolă a fost la Buna Vestire Greci, biserică Sfântul Mina de astăzi, care până acum vreo 100 de ani în tinda ei, da, a păstrat rămășițele trupești ale brătienilor, care, de fapt, aveau o mare proprietate în zona spitalului Nicolae Bălcescu. Există și fotografii, ultimele fotografii înainte de demolare, bineînțeles, publicate de Eugenia Greceanu. Deci avem în cadrul acestui mare cartier rezidențial, un cartier de lux, avem două biserici, cele mai vechi biserici piteștene, două biserici din 1540, Maica Domnului, de astăzi, adică precista veche din coastă, îi se spune. Coastă, adică prima terasă a Piteștiului. Și avem Sfântul Mina, repet, o biserică a logofătului Ivan Norocea, deci știm sigur că în Mahalaua grecilor, prezumăm că ar fi fost greci acolo, i-am văzut deja publicați, cum că erau deja în secolul al XVI-lea la Pitești, avem clar o proprietate de secol XVI a lui Ivan Norocea, logofătul Norocea, un fel de prim-ministru în toate țările românești și în Transilvania și în Moldova și în țara română, vorba lui autorilor singurei monografii piteștene, cel mai celebru piteștean medieval. Bine, cine a văzut filmul cu Mihai Viteazu știe că se pare că, de fapt, nu se pare, este un zvon
palpabil. Mihai Viteazul a avut o amantă, este exact a doua fiica lui Ivan Norocea. Dacă data trecută ne-am oprit asupra vopselei culorii negre, da, arealul dintre Sfântul Ioan de astăzi și Sfânta Treime, astăzi vorbim despre arealul din vechiul areal, bineînțeles, medieval, dintre inspectoratul județean de poliție Argeș, da, în zona fostului internat al seminariștilor din Pitești, da? Este o veche clădire care a aparținut bisericii, da? Și casa sindicatelor. Deci într-un fel un kilometru, da, un kilometru de clădiri vechi, de oameni vechi care își trăiesc viața, își duc destinele pe două picioare în fiecare zi, care durează, da, case, își durează destine, își cresc copiii, muncesc, după aceea sunt înmormântați, bineînțeles, până la Cuza, sunt înmormântați în cimitirile fiecărei biserici piteștene, pentru că până la Cuza nu avem, puțin înainte de Cuza, nu avem cimitire organizate lângă oraș, ci fiecare biserică era înconjurată, da, de o mare de cruci. După aceea, din secolul al XIX-lea, a doua jumătate, de fapt, încep să se mute, da, să se mute, să-și exhumeze, bine, la comanda statului, fiecare aparținător își ia osemintele și le pune ori la osoarul cimitirilor noi, ori în cadrul lor, da, în cadrul cvartalelor respectivelor cimitire. Se pare că fostul cimitir aproape comun al Piteștiului a fost pe Scorobaia, la Sfânta Treime. Se pare. Însă, de fapt, fiecare parohie își îngropa morții în cadrul. Și de aceea, întreținem memoria acestor locuri și oamenilor lor. Pentru că, pur și simplu, sub blocurile noastre, da, sub blocurile Piteștiului, își dorm somnul de veci foștrii noștri piteșteni, ultimii piteșteni medievali. Avem o obligație, într-un fel, o obligație în a-i redescoperi și nu neapărat în a-i valoriza, că etic Dumnezeu știe dacă au fost bun sau răi. Au fost ca și noi, oameni normali, însă obligația noastră, mai ales în urma evoluției, repet, a istoriografiei de secolul 21, avem obligația de a-i rememora. Un al treilea izvor foarte important este pomenicul din 1907 al Bisericii Sfântul Mină. Deci aici avem, ca dintr-un satelit, o imagine foarte clară a culorii galbene. Dacă până acum a fost culoarea roșie, ulița Mare Boierească, v-am spus, se întindea pe o distanță de un kilometru pe două culori urbane, avem pur și simplu o descriere a protopopului Constantin Brădeanu de la Bradu, bineînțeles, venit la Pitești, face comerț la Pitești, este un protopop foarte controversat, dar bineînțeles el este un intelectual. Popii, acum e periodativ să zici popă, dar înainte erau popi. Popii erau probabil singuri, alături de logofeții domniei, erau singurii intelectuali ai urbei. Nici măcar județii, adică primarii, județii nu știau, unii nu știau carte, da. Chiar am întâlnit un testament al județului Ștefan Coculescu, da, de acum vreo aproape 1817, da, în arhiva Bisericii Domnești, și acolo se pomeneau rămasurile, adică inventarul, ce a rămas de pe urma mortului. Da, și nu era o listă prea lungă, da. Oamenii erau inclusiv edilii, da, erau niște oameni ai urbei, nu erau niște, clar, nu aveau ranguri, da, boierești. Urbea își ținea administrația cu oameni simpli și, bineînțeles, clar, analfabeți. Acest pomenic din 1937, deja publicat în revista Restituiri, este... valorează foarte mult pentru istoria noastră medievală de secolul XIX, istoria locală, pentru că este aproape de două ori mai lung decât cel al metocului episcopiei și ne rezervă multe surprize. În primul rând, probabil că aici este toată parohia de la Sfântul Mină.
acum, de acum 200 de ani. Vă dați seama ce și cultural și estetic, dacă pot să spun, ce ofertă propune acest corpus de file însăilate și prinse în două, da? Ele se află și acum în inventarul Sfântului Mina. Și într-un fel este o rezonabilă monografie socială a culorii galbene din Piteștiul medieval. Deci avem jumătate din ulița Boierească, o avem descrisă în primul izvor, da? Catagrafia din 1831, și a doua jumătate, cea de galben, în acest pomelnic foarte, foarte important. Sunt vreo 230 și ceva de răposați, da? Că acum sunt toți răposați, care, nu-i mai citesc, fiecare cu rangul lui, da? tot ce se mișcă este reprezentat în oraș prin poreclă, da? Dacă omul lucra piatră și făcea trotuare, era Caldaragiu, da? Ion Caldaragiu, de exemplu. Dacă Maria vopsea casele, era Chivuță. Dacă Gheorghe stingea focul, era Tulumbagiu, da? Adică ținea tulumba și prin tulumbă ieșea apa și stingea focul. Am avut tulumbă inclusiv la Sfântul Gheorghe. După aceea, la un moment dat, epitropia i-a ușuit într-un fel, da? Și s-au mutat sus, chiar, da? la jandarmi aici, pe a doua terasă a Piteștiului, unde a fost, de fapt, fosta biserică Sfântul Ioan. Sfântul Ioan acum este jos, da? Pe Valea Stancii. Stanca, soția lui Mihai Viteazu, care a avut aici, în țigănie. Aici a fost țigănia mănăstirii Cozia. Dar prima biserică de lemn Sfântul Ioan a fost pe locul actualei unități de jandarmi. Într-un fel, toate aceste surse coroborate ne oferă nouă, într-un fel salvator, pentru că publicul larg are o percepție foarte greșită asupra evului mediu, da? Îl vede foarte întunecat, nu știu de ce. Bineînțeles, mulți intelectuali s-au străduit să împingă evul mediu european într-o umbră așa. Totul este pestrit, este viu, nu este un alb și un negru și atât. Inclusiv, da, cercetarea oferă această imagine de viu, de color, de puzzle. Vă mulțumesc și vă doresc o vară liniștită, un sfârșit de vară liniștit.